bucurăm să ne aflăm astăzi în instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă, la cea de-a patra dezbatere în format Carol Popper din cele 5 planificate instituțiile de învățământ din raionul Cimișlia. Mă bucur să fiu și eu absolvent al acestei instituții, coleg de-al vostru. Mulțumim administrației școlii pentru deschiderea de colaborare cu LIDEAL Moldova în organizarea dezbaterilor care vor avea loc astăzi. Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului LIDEAL Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului. Scopul acestui proiect este apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul Cimișlia prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială. Activitatea este implementată de Asociația Obștească Agenție de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară a proiectului Consolidarea Eficienței și Accesului la Justiție în Moldova, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Suediei. Eu mă numesc Balaban Vladislav, voi fi prezentatorul evenimentului de astăzi și timekeeper-ul în cadrul dezbaterii. Permiteți-mi să vă prezint arbitrii, echipa noastră și invitații de azi. Doamna Lupașcu Zinaida, director adjunct al Instituției Publice Liceu Teoretic Ion Creangă. Doamna Mocanu Parascovia, membra Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție. Doamna Arabagi Cristina, expert în dezbateri. Cu un cuvânt de salut, invităm gazda evenimentului de astăzi, doamna Zinaida. Neașteptate, dar eu nu am voce. Bună ziua, stimați participanți. Eu am să fiu portavocea doamnei Brodin, care acum este ocupată. Deci, ce vreau să vă spun? Suntem... Deci bucuroși că anume acest eveniment se va desfășura astăzi la noi în instituție. Le doresc echipelor pro și echipei contra, da? Așa în dezbaterie, deci succese. Și este o experiență și în urma acestor dezbateri, cred că la anul vom avea profesori care vor, deci, vor fi planificați pentru a avea dezbateri sau ori de cerc în dezbateri, că este o activitate pe placul tuturor. Deci, într-un ceas bun. Mulțumim. Domnul Nicolae Hristo, managerul de proiect, în cadrul programului. Bună ziua tuturor, sunt Nicolae Hristov și astăzi implementăm, desfășurăm o activitate în cadrul proiectului privind accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități și marginalizate din raionul Cimișlia. Este o activitate care face parte dintr-un proiect mai mare, finanțat la nivel național de către Ambasada Suediei, implementat în Moldova de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Institutul de Reforme Penale, iar noi implementăm acest proiect pe lângă alte activități în raionul Cimișlia, această activitate. La final vor fi premiați participanții, câștigătorii cu seturi de cărți alese cu grijă. Sperăm să vă placă, este pentru vârsta voastră și până a începe efectiv, 3-4 minute, vă rog să completați acel QR code. Au completat? Da. QR code privind așteptările sau opinia voastră despre acest eveniment, iar la sfârșit veți completa alt chestionar post-eveniment. Și totodată am trimis printre rânduri și lista de prezență și cei care au primit tricouri, vă rog să vă semnați. Urăm succes echipelor, succes la dezbatere. Mulțumim! Mulțumim, domnul Nicolae. Deci, cum a spus domnul Nicolae, vă rog, scanați QR codul și completați că avem nevoie de să cunoaștem așteptările voastre pentru acest eveniment. Iar eu, între timp, vă voi prezenta agenda evenimentului de azi. Acum va avea loc runda de dezbateri propriu-zise. După asta, în 15 minute, sper să ne încadrăm, o să organizăm o probă de quiz cu întrebări-răspunsuri pe platforma Kahoot.it. Vedem cu conexiunea la internet, acum și cum facem. Este Wi-Fi, da? Super. Acum, cât o să rulăm proba quiz, apropo la quiz, tot vor fi premiate primele 4 locuri.
Adică primii 4 plasați în la runda quiz vor avea la fel premii. Între timp, arbitrii vor discuta referitor la prestația echipelor afirmatoare, negatoare, care a fost mai convingătoare, care a adus mai bune argumente, mai multe argumente. Îndată după proba, după anunțarea rezultatelor, vă vom servi cu ceva și cam asta va fi evenimentul, încheierea evenimentului de azi. Având în vedere că dezbaterele sunt organizate în format Karl Popper, vă prezint echipele participante. Echipa afirmatoare. Durlescu Valeria, afirmatorul numărul 1. Dascăl Mihaela, afirmatorul numărul 2. Гриднев Октавиан, фирматор номер 3. Екипа негатори. Телпис Ирина, негатор номер 1. Александру, Александриан Петру, негатор номер 2. Кобилянский Татьяна, негатор номер 3. Deci, mulțumesc pentru atenție. Vă rog să ciuliți urechile. Atenție la argumentele care vor fi aduse de echipe, puteți fi și voi un fel de arbitri. Să-i urăm succes echipelor și să dăm start dezbaterilor. Bună ziua, dragi arbitri, timekeeper și echipă oponentă și, desigur, publicul. Sunt afirmatorul numărul 1 al echipei afirmatoare, Durlescu Valeria, și am menirea de a prezenta echipa mea. Dascăl Mihaela, afirmatoarea numărul 2 și Gridev Octavian, afirmatorul numărul 3. Astăzi discutăm în baza moțiunii, accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități și marginalizate din raionul Cimișlia. Criteriul echipei afirmatoare este pentru echitate și egalitate. Termenii cheie sunt acces la justiție, modalitatea care permite persoanelor fizice sau juridice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale sau și contravenționale. Persoană cu dizabilități. Persoană cu deficiențe fizice, mentale, intelectuale, senzoriale, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere sau obstacole, pot îngădui participarea ei deplină și eficientă la viața societății, în condiții de egalitate cu celelalte persoane. Incluziune socială reprezintă ansamblu de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, educației, sportului, ocrotirii sănătății, informării și comunicării, mobilității, securității și altele, din domenii destinate integrării persoanelor cu dizabilități în societate. Suntem de părere că persoanele cu dizabilități și marginalizate din raionul Cimișlia au acces la justiție. Liberul acces al persoanei la justiție reprezintă posibilitatea oricărei persoane de a introduce după libera sa apreciere o acțiune în justiție, implicând obligația corelativă a statului de a oferi echitabilitate în orice democrație reală. Astfel, persoanele cu dizabilități sunt apărate prin lege și norme internaționale. Unul din instrumentele eficiente juridice internaționale îl constituie Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în vigoare din 03/09/1953, ratificată și în Republica Moldova la 24/07/1997. Garanția respectării dreptului la acces liber la justiție îl evidențiem în articolul 6, paragraf 1, ce stabilește un proces echitabil. Respectiv, statul este ținut să acorde oricărei persoane toate facilitățile de drept pentru acces în instanță. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 13 decembrie 2006 a adoptat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe care Republica Moldova a semnat-o la 30 martie 2007, ratificată prin legea numărul 166 din 09/07/2010. De asemenea, la aceeași convenție, la data de 4/11/2021, Republica Moldova își reafirmă poziția privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astfel afirmăm că prin norme internaționale ratificate și în Republica Moldova, persoanelor cu dizabilități au acces la justiție prin norme internaționale vizând și criteriul nostru pentru echitate și egalitate. Al doilea argument este legislația națională. Legea supremă a Republicii Moldova este Constituția. Ea consacră cu titlu principiul acces liber la justiție în articolul 20, consfințând că orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi accesul la justiție. Acestea sunt confirmate în articolul 19, aliniat 1 din Codul de Procedură Penală, articolul 5 din Codul de Procedură Civilă și articolul 5 din legea 198 din 26/07/2007.
Deci este și criteriul nostru pentru echitate și egalitate. Argumentul 3. Autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare socioeconomic orientat spre o dezvoltare armonioasă a comunităților din raionul Cimșlia. La 24.04.2013, Consiliul Raionului Cimșlia a aprobat PSDSE, care avea ca obiectiv strategic asigurarea accesului legal și implicarea practicilor inclusive, ca indici de rezultat, Direcția Socială și Protecția Familiilor din Raionul Cimșlia a prezentat raportul cu următoarele stipulări. Acțiunile cu scopul de diminuare ce afectează sănătatea și dezvoltarea copilului și crearea condițiilor pentru o dezvoltare optimă. Astfel s-au intervenit 39 de familii cu 96 de copii, 4 încadrați cu grad de dizabilitate, fiindu-le acordat ajutor bănesc la 23 de familii cu 56 de copii, în sumă de 212.300 de lei. La capitolul asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități se raportează organizarea a 23 de ședințe în cadrul mecanismului de colaborare DASPF, asistent social comunitar și apele de nivelul 1. Asistarea familiilor care îngrijesc de persoanele cu dizabilități prin suport financiar acordat la 1639 de familii, aprovizionarea persoanelor cu dizabilități locomotorii cu articole protetico-ortopedice, scaune cu rotile, și altele, respectiv la 1480 de beneficiari. În acest context, putem reafirma că persoanele cu dizabilități au acces la justiție, deoarece, începând de la nivelul internațional, prin norme internaționale ratificate și în Republica Moldova, prin Constituție, ajung să conlucreze cu apeleurile din comunitate, garantând o asigurare și protecție, respectiv ajutor, vizând echitatea reflectată și în criteriul nostru, pentru echitate și egalitate. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la întrebări. Aveți nevoie de timp? Al echipei Sparta și amenirea de a acorda întrebări afirmatorului numărul 1 al echipei oponente. În urma ascultării discursului dat, au apărut următoarele întrebări. Ce este PSDSE și ce este DASPF? PSDSE este Planul de Dezvoltare Socioeconomic orientat spre dezvoltarea armonioasă din raionul Cimșlia, iar DSPF este Direcția Socială, Asistenței Sociale de Protecție a Familiei și Dreptul Copilului. Mulțumim! Întrebări nu mai sunt. Mulțumesc! Vreți să vede timp să vă pregătesc pentru discurs? Nu. Bună ziua, stimați arbitrii, echipa oponentă, timekeeper-ul și publicul!
Sunt negatorul numărul 1, Cerci Zerinat, și am venire să vă prezint echipa Sparta. Negatorul numărul 2, Alexandrian Petru, și negatorul numărul 3, Cobălianski Tatiana. Noi suntem de acord cu termenii cheie specificați de echipa oponentă. Moțiunea de astăzi este accesul persoanelor cu dizabilități și marginalizație la justiție. Însă noi, echipa negatare, considerăm că persoanele cu dizabilități și marginalizație nu au acces la justiție. Vreau să vin cu un contraargument la argumentul 1, că persoanele cu dizabilități sunt apărate prin legi și norme internaționale, și argumentul 2, potrivit căruia legislația națională consacră cu titlul principiul de acces liber la justiție a persoanelor cu dizabilități și marginalizate. Contraargumentul este că aceste legi și norme nu funcționează în Republica Moldova. Accesul acestor persoane este limitat și au nevoie de persoane care să le acorde ajutor ca să ajungă la aceste instituții. Referitor la argumentul numărul 3, al echipei afirmatoare, autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare socioeconomică orientat spre o dezvoltare armonioasă a comunității din raionul Cimișlia. Un contraargument ar fi că planul de dezvoltare este un proces de lungă durată și până ar fi implementat, totuși afirmăm că la momentul de față persoanele cu dizabilități și marginalizate nu au acces la justiție și, informându-se din mass media, își pierd încrederea în sistemul judiciar. De aici, și acum aș vrea să trec la argumentele echipei negatoare. Și prim argument este că legile cu privire la asigurarea drepturilor omului, indiferent de statutul fizic și social, nu funcționează. Acest fapt este demonstrat de statistica privind evaluarea accesibilității clădirilor din raionul Cimișlia, în care putem observa că din 153 de clădiri sociale din raionul Cimișlia, doar 58 sunt dotate cu rampe pentru persoanele cu dizabilități. 41 dintre acestea nu corespund cerințelor și sunt practic imposibil de folosit. Situația care, prin lege, instituțiile publice trebuie să fie dotate cu utilaje și persoane specializate în domeniu. În situația ipotetică a unui nevăzător nesoțit care ar încerca să acceadă în sediul acestor instituții, am putea presupune că, de exemplu, în clădirile unde există o persoană de nu există o persoană de pază, aceasta ar putea ieși să există o persoană de pază, aceasta ar putea să ieși să ajute nevăzătorul să intre în sediu, dacă îl observă afară. În caz contrar, este dificil de imaginat modul de acces fizic al acestei persoane în interiorul clădirilor. Având în vedere accesibilitatea redusă, precum și lipsa motivării suficiente, prin existența doar a cadrului normativ ce obligă crearea căilor de acces, pentru persoanele cu necesitățile speciale, oportună ar fi acoperirea unei părți de cheltuieli care urmează a fi suportate în acest sens din bugetul de stat. Această necesitate se datorează faptului că persoanele cu dizabilități dispun de venituri extrem de reduse, iar piața locurilor de muncă pentru ele este destul de limitată. De aici iese criteriul nostru că legea nu funcționează. Al doilea argument al echipei negatoare este că persoanele cu dizabilități nu au acces la proceduri juridice specializate și specialiști în domeniu. Cultura juridică a acestor categorii de persoane este deosebit de redusă, mai redusă comparativ cu alte categorii. Necesitățile speciale și problemele de sănătate cu care se confruntă reprezintă o barieră suplimentară în accesa informații, inclusiv de ordin juridic. Mai ales din cauza că marea lor majoritate, în special în mediul rural, sunt persoane care trăiesc la limita sărăciei. Reieșind din faptul că în Cimișlia nu există niciun parajurist, persoanele cu dizabilități și marginalizate sunt nevoite să se deplaseze în altă localitate pentru a beneficia de un serviciu public, dar deseori lipsa resurselor financiare suficiente fac imposibil această deplasare. Cu atât mai dificil devine aceasta pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Totuși, la moment, cea mai mare problemă a persoanelor cu dizabilități și marginalizate rămâne lipsa mijloacelor suficiente pentru trai, sume mică alocațiilor de care beneficiază. Reieșind din statistica despre mărimea medie a pensiei de dizabilitate pe categorii de pensii la 1 ianuarie 2016-2020, putem observa că suma totală constituie doar 1430 de lei, care cu siguranță nu acoperă toate cheltuielile a persoanelor cu dizabilități și marginalizate, de unde putem concluziona că persoanele cu dizabilități și marginalizate nu au acces la justiție, de unde și reiese argumentul nostru, criteriul nostru, că legea nu funcționează. Mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebări. Da.
Bună ziua, mă stimați arbitri, timekeeper, echipa oponentă și drag public. Eu sunt afirmatorul numărul 3, Grinev Octavian, al echipei afirmatoare Justice Team și am venit să dau întrebări. Prima întrebare. Dați-mi, vă rog, un exemplu de site sau televiziune care publică informații privind domeniul judiciar. Bine, mulțumesc. Cine este un parajurist? Parajurist este o persoană care este calificată de a acorda anumite servicii persoanelor cu dizabilități și marginalizați. Mulțumesc. Întrebări mai sunt. Așa. Timp pentru... Da, da. Cât de minut? Două. Mulți stimați arbitri, timekeeper, echipa oponentă și drag public. Sunt afirmatorul numărul 2, Dascăl Mihaela, al echipei afirmatoare, Justice Team, cu moțiunea accesul la justiția persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate din raionul Cimișlia. Noi avem menirea de a combate argumentele echipei negatoare, precum argumentul numărul 1, legile cu privire la asigurarea drepturilor omului, indiferent de statut fizic și social, nu funcționează. Noi nu suntem de acord cu argumentul dat, deoarece legile funcționează. Ele sunt egale, atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru cetățenii de rând. Rezultatele examinării unei cauze în instanță de judecată depinde de competența justiciabililor implicați în examinare. De exemplu, competența avocatului de a apăra persoana și competența judecătorului de a examina cauza. Argumentul 2. Persoanele cu dizabilități nu au acces la proceduri juridice, specializate și specialiști în domeniu. Noi nu suntem de acord cu argumentul numărul 2, deoarece confirmăm ceea că persoanele cu dizabilități au acces la proceduri juridice specializate, relatând următoarele argumente. Conform articolului 6, paragraful 1, care stabilește dreptul la un proces echitabil și anume, orice persoană are dreptul la judecata cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil. Deci putem trece și la argumentele noastre. Argumentul 1. Acces la justiție prin norme internaționale. Persoanele cu dizabilități au acces la specialiști în domeniu, deoarece statul le acordă asistență juridică garantată de stat. Li se acordă un avocat care reprezintă interesele gratuit. Există proiecte finanțate de către parteneri externi prin intermediul ONG-urilor, care asigură instruirea persoanelor cu dizabilități în domeniul juridic. La DSPF și alte instituții de stat sunt angajați juriști, care se ocupă cu consultarea în domeniul juridic.
Totodată există un caz real în care juristul Viorica Strălciuc, activând în cadrul proiectului Alta Moldova, în sediul primăriei orașului Cimișlia, oferă sprijin și consultații juridice gratuite persoanelor cu dizabilități și marginalizate pentru protecția drepturilor omului. De exemplu, în decurs de o lună s-au adresat 100 de persoane. Juristul se deplasează la necesitate, prin localități, la domiciliu, pentru a oferi o consultație juridică necesară. Persoanele cu dizabilități au avut oportunitatea de a avea menirea de a întreba diferite întrebări legate de plata muncii, obținerea gradului de dizabilitate, obținerea ajutorului social pe perioada rece a anului și altele, în urma cărora au fost familiarizați cu legislația în vigoare. Deci, este criteriul nostru pentru echitate și egalitate. Argumentul numărul 2. Legislația națională. Constituția consacră cu titlul principiul la acces liber la justiție. În legislația europeană a drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție este consacrată în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează dreptul la un proces echitabil. În luna septembrie 2021, în cadrul platformei pentru acces la justiție Cimișlia, s-a proces la angajarea a încă doi parajuriști la oficiul teritorial Cumbrac, care acoperă și raionul Cimișlia. La 30 august va avea loc un interviu în conformitate cu implicarea în funcție a încă 5 funcții de parajuriști în cadrul oficiilor teritoriale ale Consiliului pentru asistența juridică garantată de stat. De aici reiese criteriul nostru, pentru echitate și egalitate. Argumentul 3. Autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare social-economic, orientat spre o dezvoltare armonioasă a comunității raionului Cimișlia. Promovarea și combaterea discriminării este reglementată prin dispozițiile legii numărul 121-2021 cu privire la asigurarea egalității. În monitorul oficial al Republicii Moldova, numărul 103 din 335 din 29.05.2019, noi am sesizat că la nivel de specialiști cu care intră în contact beneficiarii, în Cimișlia nu se atestă discriminare față de persoanele cu dizabilități. Conform deciziei autorităților locale, la nivel de fiecare primărie, activează echipe multidisciplinare locale, în comun cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, membri ai societății civile, care se reunesc în scopul susținerii familiilor social vulnerabile. În anul 2019 au fost completate și unele funcționalități ale portalului național al instanțelor judecătorești și ale paginii web a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Persoanele cu dizabilități au posibilitatea de angajare în câmpul muncii, li se oferă suport din partea statului, potrivit cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Prezenta lege reglementează dreptul persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale a acestora. Accesul la justiție a persoanelor marginalizate și cu dizabilități este reflectată și în mass media locală, care vizează și oferă acestei categorii persoane informații necesare și utile. Prin simplu fapt că aud la radio, televiziune, rețele socializare și altele, promulgând ideea că ei sunt importanți și au aceleași drepturi. De aici este criteriul nostru pentru echitate și egalitate. În concluzie, putem afirma ceea că autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare socioeconomică a persoanelor cu dizabilități, orientat spre dezvoltarea armonioasă a comunității din raionul Cimișlia. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gata să răspund la întrebări. Aveți nevoie de timp? Da. Un minut. Marginalizate.
Sunt considerați persoane marginalizate, cele vulnerabile, socio-economic slab dezvoltate, care suferă de sărăcie și au nevoie de acest ajutor financiar de către stat, etc. primărie. Ne mulțumesc. Ce este un ONG? Un ONG este o organizație care se ocupă cu oferă ajutor persoanelor cu dizabilități. Referitor la argumentul numărul 3, că autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare socioeconomică, numiți un proiect finanțat. Un proiect finanțat este însuși de către juristul care activează în sediul orașului Cimișlia în primărie, de către Viorica Strelciuc, care a confirmat și că ea activează însă și într-un proiect și se vor implementa încă proiecte pe bază la persoane cu dizabilități și marginalizate, însuși lucrând în acest domeniu. Păi tot și cum se numește proiectul? Proiectul Alda Moldova. Bine, mulțumesc. Întrebări mai multe. Aveți nevoie de timp sau? Bună ziua, mulțumesc arbitrii, timekeeper-ul, echipa oponentă și publicului. Mă numesc, sunt editorul numărul 2, Alexandrianu Petru, ale echipei Sparta, echipii negatoare Sparta. Aș vrea să vă prezint dovezi referitor la argumentul numărul 1, că legea cu privire la asigurarea dreptului omului, indiferent de statutul fizic și social, nu funcționează. Una dintre instituțiile cheie în asigurarea accesului la justiție, raionul Cimișlia, este Judecătoria Cimișlia. În anul 2020, Judecătoria Cimișlia a fost evaluată de către Centrul pentru Drepturile Personale cu Dizabilități. Activitatea de evaluare a instanței a fost efectuată în baza unui chestionar privit îndeplinirea de către instituțiile a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoane cu dizabilități. În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate, în special căderea nu dispune de rampă de intrare, fiind instalate șinei de beton, acoperite cu material necoase. Sunt unul foarte abrupt, prezentând pericolul înalt de accidentare, grupul sanitar nu este accesibil pentru persoane cu dizabilități, călcii curației, interiorul clădirii nu sunt accesibile din cauza pragului înalte și lipsa pavajului tactil. De asemenea, nu există posibilitate de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii spre etajul 2 al clădirii. În niciuna din instituțiile publice din raionul, însă, nu există niciun liceu adaptat nici situațiilor personale de persoane cu dizabilități. Problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități de sănătate au fost discutate la o masă rotundă organizată la nivelul raional în 2018. Printre cele mai stigmate probleme se atestă acest accesul fizic limitat în instituțiile prejudicății la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, precum și persoanele suficient în asistarea acestora. Interlocutoarea a vorbit că despre dificultățile de acces în instituțiile și clădirile din Cimișlia este una de persoanele cu probleme locomotorii, care nu poate intra în toate clădirile. Și spitale și majoritatea instituțiilor sociale au fost dotate cu rampe de acces, ele nu sunt suficient. Ea spune că în Cimișlia rampele lipsesc la farmacii sau bănci. Atunci când nu găsesc rampă, găsesc cele mai simple soluții pentru a ridica pe trepte, dar este foarte dificil. Referitor la argumentul 2, că persoanele cu dizabilități nu au acces la prejudicii juridice specializate, în special în domeniu. Multe cereri de chemare, una judecată care vin din partea categoriei vulnerabile și marginalizate, cu regret nu funcționează, întrucât, de formă, mulți dintre acești justiciabili nici nu cunosc că trebuie să se semneze cereri de chemare judecată. Raionul Cimișlia nu există niciun parul jurist, nici interlocutor din categoriile vulnerabile și marginalizate. Nu cunoaște despre acest termen. Abia în luna septembrie anului 2021, în urma discutării acestei probleme în cadrul platformei Dialog pentru accesul la justiție Cimișlia, platforma creată în 2020 cu suportul Institutului de Reforme Penale în cadrul proiectului Consolidării Eficienței și Accesului la Justiție în Moldova, implementat de PNUD,
Moldova cu suportul financiar al Suediei. S-a adus la angajarea două parjuriști în oficiul director Comrat, care nu acoperă raionul Cimișlia. Reiterăm că în localitatea raionului Cimișlia se atestă o necesitate strigentă de asistență juridică primară. Specialiștii din raionul Cimișlia au indicat că în unele cazuri se întâmplă dificultăți în angajarea victimei cu avocat, ci acordă asistență juridică garantată de stat. Din motivul că în circumscripția respectivă activează doar un avocat, alții sunt supra-solicitați și nu pot asigura apărarea victimei violențe domestice din motivele de contabilitate, deoarece interior au apărat agresorul. Mulțumesc pentru atenție, sunt gata să răspund la întrebări. Persoanele cu dizabilități nu au posibilitatea de a se deplasa la nivelul 2 în judecătoria Cimișlia. Ce servicii se prestează la acest etaj ca persoanele cu dizabilități să aibă nevoie să se deplaseze în acest loc, la etaj 2? Bine, mulțumesc. A specificat abreviatura PNUD. Cum se disciplinează? Este Platforma Națiunilor Unite pentru dezvoltarea Moldova. Pentru dezvoltarea. Mulțumesc. Întrebări numai sunt. Aveți nevoie de timp pentru... Cât v-a rămas? Nu, cât... 4 minute mai aveți. 4 minute și vă puteți pregătiți. Stai 4 minute? Da. Bună ziua încă o dată, stimat public, mulți stimați arbitri, timekeeper, echipa oponentă. Sunt afirmatorul numărul 3 al echipei afirmatoare Justice Team Grinea Octavian. Astăzi ne-am întrunit și am discutat în baza noțiunii accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități și marginalizate din raionul Cimișlie. Criteriul echipei noastre este pentru echitate și egalitate. Astfel afirmăm că persoanele cu dizabilități au acces la justiție. Întâi de a începe, vreau să spun că negatorul numărul 1 a echipei oponente a menționat faptul că persoanele cu dizabilități primesc indemnizații în sumă de 1430 de lei, oferind o statistică veche din 1 ianuarie 2016. Astfel menționăm faptul că în 2022 suma indemnizațiilor minimă este 2550 de lei, mai ales că persoanele au și tutori care primește 1.540 de lei, în total 4.090 de lei, care siguranță acoperă totalul necesar. La fel, negatorul numărul 2 a menționat că nu este rampă la judecătoria din raionul Cimișlie, astfel promovând o statistică falsă. Noi ne-am încadrat în tema propusă, am oferit termeni cheie care au fost încadrați în argumentele noastre plauzibile, conform argumentului 1 menționat de afirmatorul numărul 1, acces la justiție prin norme internaționale. Aici am evidențiat totalitatea legilor implementate de ONG-uri, concrează direct cu Constituția țării. Conform argumentului 2, am evidențiat următoarele legi și criterii. Articolul numărul 5 din Codul de Procedură Penală și Civilă, articolul 19 din Legea 98. În continuare vreau să concluzionez despre contraargumentele echipei negatoare. Echipa negatoare a oferit exemple unice de la caz la caz, însă acestea nu au fost demonstrate cu exemple convingătoare.
Conform contraargumentul echipei negatoare, citez, legile cu privire la asigurarea drepturilor omului nu funcționează, conform datelor statistice menționate de echipa negatoare, la care au fost specificate, numărul de clădiri nedotate cu rampe de acces. Nu au fost specificate clădirile cu denumiri și câte anume, deoarece nu toate prestează servicii publice și nu servesc ca necesitate pentru toți oamenii cu dizabilități. Conform contraargumentului numărul 2, citez, persoanele cu dizabilități nu au acces la proceduri juridice specializate și specialiști în domeniu. Echipa negatoare a menționat faptul că persoanele cu dizabilități nu au posibilitatea de a se ridica la nivelul 2 la judecătoria Cimișlie. Noi menționăm faptul că persoanele juridice desfășoară ședințe de judecată la nivelul 1 al clădirilor. Astfel, echipa negatoare ne-a dus în eroare de către vorbitorul numărul 2 din motivul că a menționat că parajuriștii din Comrat acoperă doar regiunea Comratului. Afirmatorul numărul 2 al echipei afirmatoare a menționat că acoperă și raionul Cimișlie. Citez. Nu acoperă raionul Cimișlie. Citez. În luna septembrie 2021, în cadrul platformei pentru accesul la justiție Cimișlie, s-a proces la angajarea a încă doi parajuriști, unul dintre ei fiind Mărlan Sergei, la oficiul teritorial Comrat, care acoperă și raionul Cimișlie. Echipa negatoare a fost de acord cu termenii cheie, au combătut argumentele parțial, nefiind încrezuți în propriile exemple. Astfel afirmăm că echipa afirmatoare a fost mai convingătoare și plauzibilă. Menționăm faptul că prin argumentele afirmate de echipa noastră demonstrăm un caracter și spirit civic care vizează direct criteriul nostru pentru echitate și egalitate. Mulțumesc pentru atenție! Bună ziua, arbitrii, timekeeper, echipa oponentă și public. Eu sunt negatorul numărul 3 al echipei Sparta, Covilianski Tatiana, și am venirea de a face o concluzie în raport cu dezbaterile de astăzi. Pentru a ne consolida poziția, am prezentat contraargumente pentru afirmațiile echipei oponente. Pentru prima afirmație, că persoanele cu dizabilități sunt apărate prin legi și norme internaționale, am oferit următorul contraargument. Persoanele din aceste categorii au acces limitat la justiție din cauza mai multor considerente, precum lipsa resurselor financiare necesare pentru cheltuieli, precum cele de transport și din cauza lipsei persoanelor care să le ofere ajutor atât fizic pentru a ajunge la instituții, cât și din punct de vedere informațional. A doua afirmație a echipei adversare a fost că legislația națională consacră cu titlul de principiu accesul liber la justiție. Pentru această afirmație avem contraargumentul următor. Persoanele din categorii vulnerabile și marginalizate nu sunt informate corespunzător din cauza deficienței de cadre specializate, cum sunt parajuriștii, pentru a le aduce la cunoștință drepturile acestor categorii de persoane apărate prin legislație. Deoarece din surse cunoaștem că în Cimișlie nu sunt parajuriști, ci activează doar doi din Comrat. Pentru argumentul al treilea, care constă în faptul că autoritățile locale acționează conform planului strategic de dezvoltare socioeconomic orientat spre o dezvoltare armonioasă a comunității din raionul Cimișlie, avem contraargumentul că planul de dezvoltare este un proces de lungă durată. Până a fi implementat, este nevoie de timp, pe care unele persoane din motive de sănătate nu îl au. Și deci afirmăm că la momentul de față, persoanele din categoriile vulnerabile și marginalizate nu au acces la justiție, mai ales că se dezbate accesul acestor persoane la momentul de față. De asemenea, persoanele date deseori se informează din diferite surse, cum ar fi mass media, care le scade încrederea în sistemul judiciar. Toate acestea fiind spuse, putem spune că am prezentat și argumente care sunt. Legile cu privire la asigurarea drepturilor omului, indiferent de statutul fizic și social, nu funcționează. Persoanele cu dizabilități nu au acces la proceduri juridice specializate și specialiști în domeniu. Fiecare argument oferit a fost demonstrat prin date și statistici concrete, care prin exemple redau faptul că persoanele vulnerabile și marginalizate nu au acces la justiție din diferite considerente, precum resurse financiare insuficiente care să le acopere toate cheltuielile necesare. În special, în mediul rural, sunt persoane care trăiesc la limita sărăciei. De asemenea, un punct numai puțin semnificativ este faptul că în situația persoanelor cu deficiențe locomotorii sau senzoriale nu au acces din punct de vedere fizic în interiorul clădirilor. Toate acestea fiind spuse, echipa noastră a negătorilor ne considerăm obligatorii acestor dezbateri.
deoarece argumentele prezentate de noi demonstrează că persoanele vulnerabile și marginalizate nu au acces la justiție. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim mult echipelor, afirmatori, negatori, sunteți bravo, ambii ați avut o prestație foarte bună. Sper că această experiență vă va motiva să mergeți mai departe cu dezbaterile în liceul teoretic Ion Creangă, să creați un club, poate. Acum o să avem runda de quiz, între timp arbitrii o să discute care echipă totuși a avut o prestație mai bună. Bună ziua încă o dată tuturor! Sunt membru a echipei de arbitri și am menirea, vedeți, vorbesc și eu cu terminologia, am menirea de a face o analiză jocului de dezbateri, aș spune competiția amicale din cadrul acestui minunat proiect și vreau să vă spun că sunteți de prima dată, sunteți începători, dar v-ați ispravit foarte bine și ați ținut cont și de regulamentul, v-ați pregătit foarte și foarte, să vede că mult v-ați pregătit. Eu chiar m-am mirat când am auzit că Ion Creangă joacă dezbatere. Că au toate aproape școlile, nu știu de ce Ion Creangă, nu știu de ce. Deci vreau să vă spun că a fost un joc foarte interesant, tema care este actuală foarte, dar vreau să încep cu ceea ce, că spunem că sunt obiecții, și obiecții, da, din start, tema. Când v-a dus, deci, domnul Andrei, tema la general cum sună, noi neapărat trebuie să o îngustăm. Deci, unde trebuie să fie menționat că trebuie, nu trebuie. Deci, persoanele cu dizabilități, la afirmatori se referă, că au acces la justiție, negatori, nu au. A ceea ce ați făcut voi, dar tema voi ați numit cum suna la început, da, în linie generală. Deci trebuie să îngustăm neapărat tema. Așa, doi. Ce vreau să vă spun încă? Negatorii se referă la aceea că voi ați jucat runda asta fără criteriu. Ați avut criteriu? Da. Da. Spus că criteriul nu poate l-ați numit numai vorbitorul 1 și atât. Da. A ceea ce a făcut echipa afirmatoare, la fiecare vorbitor neapărat trebuie să pui accent. Ce înseamnă criteriul ăsta? Este scopul. Deci scopul jocului. Ei au pus scopul spre, nu spre, cum era, cum sună? Da. Deci neapărat trebuie să fie, fiecare vorbitor trebuie să-l numească criteriul pe parcursul jocului până la sfârșit. Cea mai mare, aș spune că e greșeală, dar pur și simplu pe viitor să nu repetați. Țineți minte, vorbitorii numărul 1 nu aduc nicio cifră. Ei vorbesc în linii generale 6 minute. Și vorbesc despre tema asta, că au fost mai mult, că au fost în țara aceea mai puțin, că au fost mai bine, că au fost mai puțin bine. Cea mai mare statistică, dovezi concrete, vin vorbitorii numărul 2 din ambele echipe. Nici la vorbitorii numărul 3 nu trebuie să fie pronunțat nicio cifră. Toată statistica, dovezile, evidența, absolut tot, revine la vorbitorii numărul 2. Așa. Da, ați avut, vreau să vă spun că foarte mult dovezi, foarte mult. Asta e într-adevăr, e bine, e foarte bine. Deci ce se referă la întrebări? Să nu vă temeți că vă oferă întrebări și voi nu știți, adică ce să răspundeți. Așa și puteți să spuneți, nu sunt la curent, asta e caz personal. Nu vă temeți, asta nu este nimic, absolut nicio greșeală. Nu v-ați încadrat în timp, tot nu este nicio greșeală, numai aveți dreptul după stop să vă terminați gândul. Da, gândul ăsta nu înseamnă că trebuie să mai vorbiți încă 2 minute. Deja ca cum a vorbit Mihaela, e... Da, după cuvântul stop, timekeeper, după ce a anunțat. Așa, încă ce? Cea mai mare accent trebuie să punem în orice joc. Părerea mea nu contează. Asta se referă la voi, se referă și la noi arbitrii.
Eu, de exemplu, eu că am jucat noi tema bolnavi de sida nu trebuie să fie izolați. Ori trebuie să fie izolați. Eu, de exemplu, am fost de părere că trebuie să fie izolați. Dar, deoarece echipa negatoare m-a convins mai mult, e clar că am ținut... Nu contează, știți că dacă noi suntem în poziție ca negator, trebuie să ne desfacem în orice. Să aducem dovezi, să fim cât mai convingători, dar să dovedim că noi avem deci dreptate. Știți că nu contează părerea ta când joci dezbatere. Și așa, să nu vorbesc foarte mult, vă spun că sunteți bravo. Menționăm că în competiția aceasta amicală de azi au fost mai convingători, cu dovezi concrete, au venit echipa afirmatoare, cu ei dăm câștig. Deci părerea... Vă mulțumim încă o dată și succes! Acum vă rog atenție, vrem să acordăm niște seturi de cărți câștigătorilor la proba de quiz. Deci se oferă certificat de participare, locul 4, Durlescu Gheorghe. Locul 3 la probă de quiz se decernează Mihaelei Popescu. Bravo, Mihaela! Poftim! Locul 2 la probă de quiz se decernează certificat de participare Danieli Zaporojan. Stați un pic, spate poți. Da. Merită Nicolae prezență lângă domnișoare frumoasă. Și locul întâi la proba de quiz se decernează certificat de participare Sturza Vladislav. La proba de dezbateri se oferă certificat de participare pentru Telpis Irina. Da, pe scenă urcați, că mai e mai bine. Locul 2, deci de asemenea certificat de participare pentru se oferă și set de cărți pentru Alexandreanu Pepe. Și certificatul. Se oferă certificat de participare pentru Tatiana. Echipa câștigătoare a dezbaterilor de astăzi se oferă certificat Mihaeli Dasă. Se oferă certificat de participare pentru locul întâi la dezbateri Grignev Octavian. Și se apropie Durlescu Valeria.
invităm toți cei care au primit certificate pentru o poză de grup aici în fața banilor. Hai, cu ce? Gata, vorbați la mine. Așa, sus, Petru. Deci, gai că nu s-a spus.